Elevii Școlii Populare de Artă din Târgu Mureș au demonstrat marți seara că arta și cultura sunt adevărate leacuri pentru suflet. Zeci de tineri au urcat pe scena Teatrului Ariel din Târgu Mureș, unde au spus o adevărată poveste de dragoste din repertoriile unor cunoscuți artiști din țară și de peste hotare. În cele ce urmează vă invit să creăm povestea fiecăruia dintre noi cu piesa Oameni, din repertoriul lui Aurelian Andreescu, interpretată de Noi Monica. Oameni, treziți munții, bătrâni de plori. Nu ne-a avut curaj, nici chiar dragul meu. M-am întrebat mereu de ce alea sa n-am fost eu. Tu ne-a avut curaj. Un spectacol plin de iubire, dedicat zilei dragobetelui, unde protagoniști sunt elevii Școlii Populare de Artă, o secție din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică, pentru că ei, la rândul lor, sunt motivați de iubire pentru a urca pe scenă, iubire pentru muzică, pentru cultură și pentru dumneavoastră. Evenimentul a fost organizat de Centrul Județean pentru Cultură și Creație Artistică Mureș prin Școala Populară de Arte, în colaborare cu studenții Universității de Arte din Târgu Mureș.